Proiectul privind instalarea unui sistem de supraveghere video în centrul municipiului Petroșani a fost finalizat. Valoarea finală a proiectului a fost de 630.000 de lei. Din această sumă, 535.655 de lei, reprezentând o valoare a finanțării nerambursabile. Este vorba despre bani veniți de la Uniunea Europeană și de la bugetul de stat. Este vorba despre sistemul de supraveghere video din zona centrală. El face parte din proiectul de modernizare a zonei centrale, vorbesc de centru civic, străzile din zona de nord și acest sistem de monitorizare care a fost amplasat în oraș. După cum a precizat primarul Tiberiu Iacobriții, pe viitor se va încerca extinderea sistemului și în alte zone ale localității. Ne dorim să extindem acest sistem de monitorizare video în zonele unde considerăm că este necesar, în special în parcuri și în zonele unde există locurile de joacă amenajate pentru copii. Sistemul de supraveghere video, amplasat în centrul municipiului Petroșani, se bazează pe 10 camere mobile și 2 fixe, poziționate pe stâlpii de iluminat stradal.